măliguța nu e nicio filozofie. Toată lumea știe apă, mălai și sare. Și amesteci cu răbdare, așa încât să se lege. După care poți să o pui în niște forme mai deosebite, să arate bine și cu brânzica de caju, chiar este gustoasă. În privința brânzicii nu vă faceți griji. Indiferent de cum vă iese, trebuie să știți că dacă o puneți la congelator și dacă a fost puțin mai moale, nu o aruncați, o puneți la congelator și o scoateți așa ca un unt. O tăiați și când mămăliguța este gata, înfigeți așa câteva bucățele de brânză tăiată și va fi gustoasă, se topește. Și alături de, cum vă spuneam, smântâna de caju, e un deliciu, e un deliciu. Gata, mămăliga, scoatem brânzica. Nu trebuie să punem pe toate. Aș pune parcă cu ardei. Puțin mai tare, voi face și un buls. Și am să pun brânzica cu ardei, ardei puțin ușor picant.